a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzind, cu frică și cu cutremuri ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce s-au revărsat asupra poporului român prin Marea Lui Unire, într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Doamnă primar, domnilor comandanți, domnilor consilieri județeni și locali, stimați cetățeni ai municipiului Câmpia Turzii, vreau să vorbesc astăzi despre țara mea, pentru că este cea mai potrivită zi în care să vorbesc despre România, eternul etalonul recâștigării demnității. Pe 1 decembrie celebrăm momentul fondator al României moderne, Marea Unire de la 1918, când a fost proclamată la Alba Iulia unirea Transilvaniei cu țara, desăvârșind astfel încrederea și speranța confirmării unei noi pagini de istorie pentru România, pentru români. 1 decembrie 1918 a făcut ca România să devină respectată, iar istoria a demonstrat că acest moment a deschis drumul către o perioadă normală de modernizare. Astăzi, împreună 1 decembrie, este ziua de suflet a tuturor românilor, o zi de încununare a libertății și unității noastre ca popor în spațiul european. Actul istoric din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia a însemnat totodată și afirmarea identității noastre în rândul națiunilor progresiste ale lumii și a fost posibil doar prin concentrarea tuturor energiilor creatoare ale poporului nostru. La 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit dreptatea. 1 decembrie 1918 a fost, este și va rămâne Marea Unire. Cei 101 ani ce au urmat gloriosului moment de la Alba Iulia au fost marcați de transformări profunde, de frământări și căutări, de jertfe pe altarul independenței, integrității, democrației și al apărării drepturilor omului. În toate aceste momente, armata a fost o școală de viață, forța care a dat cetățenilor siguranță, încredere și sentimentul de întâi în acestea. Depune coroană de flori primarul comunei Călăraș, doamna Mirela Vereș.
Volcan, destinată pentru apărarea împotriva incendiilor și pentru executarea operațiunilor. Urmează autospeciala medicală Volkswagen Transporter, destinată asigurării primului ajutor specializat în cazul Poliției locale.